Bună seara, dragii mei, bine v-am regăsit pe Auroscop în această seară, o etalare pentru persoanele care s-au născut în anumite date. Și atunci am să fac o etalare, sunt 9 mesaje potrivit calculelor, mesaje pentru cei care s-au născut în datele de 1 ale lunii, 10 ale lunii, 19, 28, 2, 11, 20, 29, 3, 12, 21, 23 și așa mai departe. În subsolul acestei etalări am să pun timpii mesajelor, astfel încât să vă duceți exact acolo unde este cazul, tocmai ca să săriți puțin peste expunerile mele. Și am să pun așa, mesajul 1 pentru datele de 01, 10, 19, 28, deci data de naștere, mesaje importante. Acum, dacă unul dintre planuri se evidențiază și mai mult decât cel al iubirii, cu atât mai mult am să insist cu confirmări, cu clarificări. Este o etalare cu mesaje pentru planul iubirii. Dar dacă, eu știu, îmi sare în ochi și ceva despre sănătate sau planul, eu știu, financiar, material, am să notez. Am să încep cu primul mesaj 01-23, primul mesaj pentru persoanele născute în data de 1 ale lunii, 10, 19 și 28. De ce? Pentru cei care nu sunt familiarizați, 10 înseamnă ca adunare 10, 1 cu 0, 1, deci tot data de 1, 1 cu 9, 19, 10, tot 1 cu 0, 1 și 2 cu 8, 10, 1 cu 0, 1 și așa. Mai departe, la 2 va fi 1 cu 1, 2, 2 cu 0, 20, da, 2 și așa mai departe. Primul mesaj spune așa, mai ales din punct de vedere al unei relații în care v-ați separat, v-ați ciondănit, v-ați certat, ați fost la cuțite cu o persoană și încă mai sunteți, există o pierdere, fără doar și poate, în planul iubirii. Sunt șanse foarte mari, dragii mei, să ajungeți la o rezolvare pe cale amiabilă, pe cale pașnică. Conflictul dintre voi și această persoană probabil că va ajunge la a colabora cumva, să faceți un compromis. Se sfârșește acest conflict între voi și această persoană prin faptul că există la mijloc un sacrificiu. Cineva va face, hai să spunem așa, în modul general, un anume sacrificiu. Adică va renunța la cineva pentru voi sau la va renunța nu neapărat la o persoană, la o situație, la starea în care se află acum, că poate vorbiți cu o persoană la distanță și va renunța la anumite facilități acolo în țara respectivă pentru a fi cu voi. De ce nu? Deci, probabil, în sensul acesta există acest sacrificiu. Cineva va trebui să renunțe la ceva, persoană, situație, stare materială, ca să fiți împreună, dar cred că depune armele jos. În anumite situații există varianta unei separări, se separă de cineva, pentru că există la mijloc și niște acte. Se semnează o documentație, niște acte în care persoana aceasta ar renunța la ceva. Cred că este vorba despre această revoluție, auzi, această rezolvare pe cale amiabilă, pașnică, ajungeți la un compromis, pentru că eu zic că încă vă mai iubiți, flacăra aceasta a iubirii văd că încă nu s-a simt, de fapt că nu s-a strins și cred că cu cât nu sunteți mai încrâncenați să rezolvați mai repede, să îi puneți cumva bețe în roate aceste relații sau să forțați foarte tare nota spunând nu, trebuie să te separi, trebuie să pleci, trebuie să vii să stăm împreună, cu atât mai mult sunteți relaxați, trăiți iubirea, pentru că oricum lucrurile se vor întâmpla conform așteptărilor voastre în foarte multe cazuri. Este aici lecția detașării. Deci probabil să vă detașați de aceste conflicte, de această stare conflictuală, încercați să vă detașați tocmai pentru a nu, cum să vă zic, și a trăi momentele acelea fără a scurta lesa celuilalt, pentru că pare că celălalt știe clar ce are de făcut. Adică nu trebuie forțată nota. Cu cât vă încrâncenați mai tare, așa de mai enervează când sar cărțile,
cu cât vă detașați de și cu cât nu mai pricinuiți așa conflicte și vă trăiți treaba, vă trăiți relația în prezent, cu atât lucrurile se și rezolvă, pentru că sunt, este vorba de o împăcare. Ca inițiale S, V, T, L, R, E, V, W, poate sunt și naționalități străine, R, D, G, grupul G, X de asemenea, se echilibrează lucrurile, să nu aveți absolut nicio îndoială, doar că există posibilitatea să repetați aceste greșeli în relație. Amintesc de acea lecție atașamentului, generarea unor stări conflictuale fără sens. Inutile, spun aceste cărți. Deci dacă vreți să echilibrați balanța, puneți în această balanță, în talere, puneți inima și rațiunea, astfel încât ele să fie pe aceeași lungime de undă. Pentru că contradicția de aici pleacă. Și încercați să ignorați pe cât posibil pornirile acelea de a rupe relația. Probabil că cineva are aceste porniri de a rupe relația. Pentru persoanele care sunt născute în data de 2/11/20/29/06/23, mesaj pentru planul iubirii. Sigur că puteți să vă gândiți la o anumită persoană și să vedem ce mesaje importante aveți, dar v-aș ruga să nu preluați literam aceste mesaje și doar ceea ce vi se potrivește. Deci pentru cei care sunt născuți în data de 2 ale lunii 11, 20 și 20 și 29, da, 2 cu 9, 11, 1 cu 1, 2. Trei cărți. În primul rând, aici cineva rezistă schimbării sau se opune schimbării sau se opune foarte tare contra procesului și în felul acesta cumva se este lipsă de răbdare. În orice caz, este vorba despre un sfârșit inevitabil. Energii stagnante, lucrurile parcă stagnează și cred că nu mai aveți foarte mare răbdare și din cauza faptului că nu mai aveți răbdare să așteptați să se întâmple ceva în această relație, sunteți la un pas să puneți capăt voi aceste relații. Îmi cer mii de scuze, nu știu ce se întâmplă astăzi cu cărțile de zboară. Deci posibil să vă gândiți foarte mult la această idee de a rupe relația, de a merge mai departe, de a vă orienta, dar există și, vedeți, există și o teamă. Aici este vorba despre acest 6 de spade care mie îmi spune că urmează o perioadă, pentru faptul că a ieșit și dreaptă, există o perioadă de liniștire. Adică dacă reușiți să treceți de această stare de tensiune și pornirile acelea de a pune capăt acestei relații, intrați pe într-o perioadă calmă în care lucrurile se așează, se elimină escaladarea acestui conflict sau, mă rog, așteptare, astfel încât voi puteți să faceți următoarea mișcare echilibrată, echilibrată, fără a face greșeli și mai ales fără a reconsidera, astfel încât să vă și pară rău de faptul că v-ați grăbit și posibil să luați anumite decizii pripite. Deci dacă nu vă grăbiți și încercați să echilibrați puțin și voi balanța, cu siguranță există șanse foarte mari să vă vindecați, să vindecați rănile trecutului și realmente să vindecați această relație. Posibil să fie vorba despre persoane roșcățele sau blonduțe cu ochii cameleonici, așa, un semn distinctiv în jurul sprâncenei. Este o perioadă în care aveți parte de tot soiul de provocări, de asta spun, pentru voi în special. Probabil că sunteți testați, testate în momentul în care discutăm, mai ales acele persoane care vor să taie răul de la rădăcină, pentru că așa nu mai pot. Nu mai au răbdare, iar tăcerea aceasta este mult prea mare să o mai care după ei. Vă autotensionați. De aceea, Universul vă testează. Există o perioadă, o săptămână, până la 6 săptămâni de testări.
Acum este important să credeți în ceea ce vreți voi, în scopul vostru, în voi personal, și pe cât posibil să nu încercați sub nicio formă, spune acest mesaj, lucruri neortodoxe. Deci dacă ați încercat sau să nu cumva să fiți tentați de a apela la lucruri neortodoxe pentru a aduce înapoi sau pentru a găsi o rezolvare a situației în care vă aflați și care vă creează tensiuni. Probabil că există această perioadă de testare, un soi de examen pe care, dacă îl luați, ieșiți din această perioadă de stagnare, pentru că acest mesaj spune: după orice final urmează un nou început, o nouă etapă. Deci totul este ține doar de voi. Mai ales dacă aveți inițiale D, foarte mult, Dana, uite, C, TH poate să fie, sau H simplu, L, G, P, S, T, E, M, R și G. Al treilea mesaj se referă la persoanele născute în data de 3 ale lunii, 12, 21 și 30. Cum spuneam, 2 cu 1, 3, 12, 2 cu 1, 21, 3, 3 cu 0, 30, 3. 11, 20 și hai să punem 24, e 30 că am făcut calculele. Pentru voi, dragii mei, este un mesaj, o recomandare, un mesaj important pentru cei care sunt născuți în aceste date. Mesaje importante venite din partea minunaților ghizi spirituali cu ajutorul acestor cărți de oracol. Mesaje pentru voi, mesaje de recomandare. În primul rând, există persoane care sunt într-o stare precară chiar și de sănătate sau nu se simt bine. Experimentează tot soiul de stări, insomnii, anxietate, episoade din sfera depresiei. Din cauza faptului că au fost abandonate, părăsite sau pur și simplu ceva nu a mers în relație. Simt că este vorba despre singurătate, simt că este vorba despre destul de multă energie feminină matură. Simt nevoia să specific faptul că aceste energii sunt, în momentul în care discutăm, în oarecare măsură secătuite, efectiv, de putere, lipsă de răbdare, de așteptare, mai ales că sunt persoane care pun presiune realmente pe ele însele. Cred că există o supărare mare pentru faptul că există șansa să vă fie ascuns persoana voastră anumite lucruri secrete, minciuni, tot soiul de adicții sau legături în paralel cu voi, să zicem așa. Deci, una peste alta, situația cam asta este, doar că ceea ce vă recomandă Universul este să încercați pe cât posibil să recâștigați puterea și să considerați că este cel mai important personaj din viața lui. Aici, cu siguranță, lucrurile stau cam așa, se merge mai departe, reușiți să mergeți mai departe într-un fel sau altul, fără doar și poate, pentru că aveți forță, aveți tărie, aveți putere, este doar un episod temporar, această stare prin care voi treceți, unii dintre noastre chiar ați început acest proces de vindecare și foarte bine faceți, reușiți să mergeți mai departe prin faptul că se pune sau cu ajutorul barierei pe care o puneți între prezent și trecut, conștientizând că este imperios necesar să renunțați la inutilitate, la tot ceea ce este toxic în viața voastră, un trecut ce conține persoane toxice, momente toxice, situații toxice, și aici nu mă refer doar la partea amoroasă. Știți bine că posibil să vorbesc și despre și celelalte planuri. Aici recomandarea din partea medicilor, să zic, cine știe, poate și medical, cum spuneam și în începutul etalarii, nu stați foarte strălucit. Este important, necesar, ca recomandare din partea ghizilor spirituali, să îmbrățișați schimbarea prin conștientizare și prin iubire față de propria persoană.
prin arderea acestui trecut cu tot ce conține, cu lucruri inutile. Și probabil că sunteți foarte multe și foarte mulți care au învățat această lecție și sunt gata să îmbrățișeze această schimbare. De ce? Pentru că cineva se gândește la voi. Probabil doriți să apară în viața dumneavoastră o altă persoană sau altcineva și uite că nu mică să vă fie mirarea că este posibilitatea să vă și scrie. Posibil să fie o relație la distanță, aveți aici un 7 norocos, mă gândesc că este vorba despre perspectivă în numerologie, așa că se anunță o perioadă de noutate prin începerea unui schimb de mesaje, probabil într-o relație la distanță, zic eu. Încă nu cunoașteți această persoană, s-ar putea să fie un început. Persoane grizonate, ochișorii negri, în unele cazuri, energii mature, oricum, de la 38 de ani în sus. Cred că dorința vi se va împlini, aceea de a mai avea acele posibilități de a întâlni și alte persoane, pentru că sunt unele dintre voi sau unii dintre voi care cred că dacă s-a terminat acea relație din care ați suferit, cu siguranță este foarte greu să mai găsiți pe altcineva, pentru că așa este viața, este greu, în sfârșit, este greu să întâlnești pe altcineva și să o mai ai de la început. La voi posibilitățile, spune această carte, sunt nelimitate. Deci aveți oportunități, aveți șanse, aveți opțiuni, așa că puteți să vă faceți ce fantezie vreți voi și chiar este necesar să vă imaginați și să trăiți ca și cum ați fi deja într-o relație. Pentru că v-am zis, ar putea să înceapă o nouă experiență romantică, aveți aici niște invitații, invitații la un suc, la o cafea virtuală, de ce nu, și scrieți. Deocamdată se începe așa prin scrieri cu ajutorul mesajelor. Posibil să intrați în contact cu persoane din zodia Rac, Scorpion, Pești, să relaționați și în câteva luni, mai precis în toamna acestui an, ducându-mă așa mai cu bătaie, chiar să vă mutați împreună. Pentru cei care sunt născuți, deci al patrulea mesaj, născuți în data de 4 ale lunii, 13, ia să vedem, 17, 27, timpii. Data de 4, de 13, 22 și 31. Deci 13, 3 cu 1, 4, 2 cu 2, 4, 3 cu 1, 4. Deci cei care sunt născuți în aceste date. Mesaje importante, mesaje importante care vizează în special planul iubirii, dar dacă apar și alte elemente care se cer a fi clarificate, cu siguranță voi face cu mare dragoste acest lucru pentru voi. Nu trebuie să vă gândiți la nimic, ci doar să așteptăm așa cum minței mesajele din partea Universului. O să vedem pentru voi cei născuți în 4, 13, 22 și 31. Mesaje importante, recomandări, ce ar fi bine să faceți, ce n-ar fi bine. Veți trece, nu veți trece, să vedem, viitorul sună bine. Păi, în primul rând, cred că o să vă reveniți după un șoc. Aici, referindu-mă la partea aceasta de dragoste, de iubire, de relaționare, lucrurile cred că au fost terminate rapid sau, în sfârșit, sper să nu fie și altceva pierderea unei vieți aici și să vă șocheze foarte, foarte tare. Aici vorbim de trecut, prezent și viitor, ca nu știu ce mi-a intrat în ochi și mă enervează că nu mai văd. Mi s-a pus un... și mă enervează și mă și mănâncă. Îmi cer scuze. Că mă zgâmăi așa în fața voastră, dar pierd ideile. Ce vreau să vă zic este că nu este nimic terminat. Este o frică de schimbare, e adevărat, în unele cazuri la voi. Și cred că încercați să evitați cumva să mai intrați și în alte relații, de frică să nu cumva să se repete experiența din trecut. O experiență care, mă rog, s-a terminat poate cum nu doreați voi. Acum poate să fie vorba despre cineva care a părăsit această lume, fiind rămânând văduve, poate să fie vorba despre un suflet în orice caz pierdut sau poate să nu fie neapărat partenerii voștri.
Poate să fie vorba despre o separare, poate să fie vorba despre un divorț, poate să fie vorba despre un abandon în relație, pentru că aici este vorba despre, în sfârșit, m-am eliberat de trecut, sunt gata să merg mai departe, dar nu mai vreau pe nimeni în viața mea pentru că mi este frică de schimbare. Să o iau de la capăt cu o persoană pe care nu o cunosc, iară mesaje, iară și până la urmă să nu fie același rezultat. De aceea, vă simțiți foarte bine în pielea voastră acum, dragile mele, sau, mă rog, dragii mei. Cred că vă simțiți foarte bine. Doar că a sta foarte mult în această stare, cred că este benefică până la un punct. Pentru că ajungeți în punctul în care va fi nevoie să mergeți cu colegii, colegele la o șuietă, la un team building sau, în sfârșit, nuntă, botez, revelion, nu știu ce, și voi să fiți singuri. Și la un moment dat o să vi se ia, dacă nu vi s-a luat deja. Adică, cumva, dorința ascunsă a voastră, pe care o țineți acolo în cutiuța, în cutiuța cu dorințe ascunse, nu corespunde cu ceea ce afișați voi. Deci aici simt că este vorba de o contradicție în ceea ce afișați cu ceea ce simțiți voi când sunteți singuri sau singurele în camera voastră, seara, în singurătatea voastră. Cred că nu vă este foarte la îndemână să fiți singuri, singure sau, nu știu, poate e ok o perioadă, dar după care vă lipsește. Vă lipsește iubirea, vă lipsește pasiunea, vă lipsește dragostea emoțională, fizică, în sfârșit. Și atunci, ușor, ușor, cred că, potrivit acestui mesaj, este bine să, să aveți compasiune vis-a-vis de propria persoană și să fiți un pic mai indulgente cu voi înșivă. Pentru că există aici un autocontrol. E adevărat, vă controlați foarte bine emoțiile, vă controlați foarte bine sentimentele, vă este bine așa, vorbiți cu colegele, puteți să ieșiți, aveți senzația aceea de eliberare. Pentru că unele persoane tocmai ce au ieșit dintr-un divorț sau dintr-o separare sau au reușit să se vindece de trecut și este așa acum foarte drăguț și este foarte bine și puteți să stați și 6 și 7 și 9 luni singure pentru că nu vă grăbește nimeni. Însă nu construiți ziduri. Aceasta este recomandarea din partea Universului. Nu construiți ziduri pentru că ulterior, în momentul în care o să doriți începerea unei relații, nu o să mai aveți cu cine pentru că trec oportunitățile și dacă nu le-ați dat șansă, s-ar putea să nu se mai întoarcă. Aici vorbim despre persoane șatene, blonduțe cu ochii închiși la culoare, persoane care poartă ochelari ca mesaje suplimentare. Cred că este vorba despre că știți că nu știți, că vreți că nu vreți, tot apare iubirea în viața voastră și cred că în prezent, în unele cazuri, aveți acea idee de a nu vă mai lega la cap, că nu vă doare, că tocmai ceva v-ați eliberat. Și există și potențial, că aveți și acel nou care înseamnă abundență emoțională. Deci cumva vă face plăcere să vă întâlniți și cu alte persoane, uneori cu diferențe chiar de vârstă, destul de măricele, vă face plăcere, dar nu vă gândiți să proiectați această relație în viitor. Doar că aici minunații ghii spirituali spun să aveți puțină atenție pentru că voi poate nu vreți să iubiți sau poate nu vă îndrăgostiți sau poate vă controlați foarte bine emoțiile, sentimentele. Dar persoana respectivă se va îndrăgosti de voi și fiind mai mică decât voi sau, hai să spunem așa, mai puțin experimentată decât voi, s-ar putea să facă o obsesie, o pasiune și de aici să nu iasă tocmai frumos. Adică trebuie să vă gândiți foarte bine sau să căpătați mai multe informații vis-a-vis de acea persoană înainte de a începe o relație, pentru că s-ar putea să găsiți o persoană extrem de pătimașă, să dezvolte o anumită obsesie față de voi și în momentul în care voi spuneți, ok, mă distrez și eu, ies la un picnic, în sfârșit la o invitație, dar n-am eu chef să stau toată ziua, bună ziua, cu această persoană, nu mă mărin, nu mă însor, treaba ei, fiecare pe drumul lui, adică dacă eu mă plictisesc, am să plec. Voi puteți să vă plictisiți, numai că celălalt nu se va plictisi și atunci o dă în iubire, o dă în adversitate. Și v-am însaptea aici ca o atenționare să nu iasă lucrurile neplăcut. Pentru că aici este vorba despre cât dau, vreau să primesc.
Este vorba despre dorința celuilalt de a vă da dragoste, vă dă, vă oferă sau urmează să, dacă voi nu ați întâlnit această persoană, doar că vreau egalitate. Adică cât dau asta primez, dacă nu primez la fel, nu știu. Poate să fie o persoană brunețică cu ochii negri, el, în sfârșit. Securizare, securitate, familie. Să știți că sunt șanse foarte mari ca foarte mulți dintre voi, cei care sunteți născuți pe 4, 13, 22 și 31, au viață de familie în momentul de față, familie ok. Securitate financiară, securitate materială, emoțională, posibil să intrați și în posesia unei sume de bani așteptate, neașteptate, dar și în posesia unei moșteniri sau să fiți plătiți pentru munca pe care o faceți poate mai mult decât v-ați aștepta sau să fie chiar vorba despre o propunere într-o relație pe termen lung, astfel încât cineva să se gândească la a avea o relație solidă cu voi. Deci, e de bine. Cum ar fi? La minutul 25-54 avem cei care sunt născuți pe data de 5, 14 și 23. Adică avem 5, 14, 1 cu 4 și 2 cu 3, 5. Mesaje importante pentru planul iubirii. Cum spuneam și ați văzut și la 4, dacă ați avut curiozitatea să vă uitați la 4. Dacă apar și alte planuri care se evidențiază, gen financiar sau sănătate, voi cere și clarificări, dar așa, grosul mod, este vorba despre recomandări din partea Universului pentru voi. Deci astăzi, toată ziua, cărțile mele au făcut aripi. Ok, hai să vedem pentru voi, dragii mei dragi. Avem niște mesaje foarte interesante, 5, 14 și 23. Aici, după o perioadă de lipsă de opțiuni, poate că voi ați crezut sau credeți în continuare că nu aveți șanse, posibilități sau opțiunea de a cunoaște pe altcineva. Probabil că evitați pe cât posibil să intrați în relații, să evitați să răspundeți la mesaje, să evitați. Se probabil că sunteți într-o fază de negare, mai ales dacă sunteți persoane singure sau ați rămas singure. Din diferite motive. Nu vreți să continuați, nu vreți să vă gândiți la perspectivă, deși perspectiva asta și opțiunile, să știți că vă dau roată. Doar că s-ar putea să nu le vedeți voi, pentru că vă interziceți lucruri, în unele cazuri construindu-vă niște zone de aparent confort, în care, într-adevăr, nu vă poate răni nimeni, dar nici nu poate să-și facă loc acolo să intre și să vă iubească dacă nu lăsați așa un găurică mică, o breșă în program. Și cred că Îngerii Păzitori vă transmit un sfat, o recomandare să vă gândiți un pic la ce se întâmplă în afara acestor ziduri. E adevărat, poți să fii vigilent, e adevărat că este imperios necesar să fii atent, mai ales dacă ești nesigur, nesigură pe ceea ce se întâmplă în viitor sau ești nesigură, în primul rând, pe tine, că mai poți face față unei viitoare relații. Doar că, dincolo de aceste ziduri, te așteaptă aceste opțiuni. Ideea este de a îți revizui atitudinea, comportamentul, lecțiile pe care le-ai învățat și realitatea în care te afli. Adică să te gândești de două ori la statutul meu, cum sunt eu acum, spune acest mesaj, cum sunt eu acum. Dacă este necesar, poți să faci și o listă, chiar dacă poate sună un pic bizar, poți să iei o listă și să scrii pe lista respectivă momentul în care te afli. Cum sunt, cum arăt, câte kilograme cântăresc, ce fac, din ce mă întrețin, cum îmi par eu ca descriere fizică și mai departe, toate acele detalii. Să te descrii pe tine în situația în care ești și realitatea care te înconjoară. Sunt singură, nu mai vreau să, sau singur, nu mai vreau să mai știu de nimeni, nu mă interesează nimic, vreau doar să învăț, vreau doar să așa, ce viitor mă așteaptă? Vreau asta, sunt sigur că vreau asta sau sigură că vreau asta, sunt concretă sau concret în dorința pe care o am. Pentru că
În felul acesta realizezi foarte bine, cu tot pragmatismul de care dai dovadă, realizezi foarte bine următorul tău pas pe care poți să-l faci. Ai să vezi că o să-ți dai seama imediat despre ce urmează să faci în continuare. Dacă vrei să mergi mai departe sau vrei să rămâi în starea în care te afli. Pentru că până la urmă este evoluția, adică oricum mergi mai departe. Că vrei, că nu vrei, oricum mergi mai departe. Există aici acest 7, care înseamnă perspectivă. O perspectivă, potențial, opțiuni, posibilități pe care o să încep să le vezi. Și o să încep să le vezi ușor, ușor, așa, cu coada ochiului, mai faci un pas, ajungi la zidul pe care l-ai creat, te mai întorci. Ușor, ușor îți capeți credința în tine, pentru că sunt foarte multe persoane care nu mai au încredere în propria persoană. Și-au pierdut încrederea în propria persoană și-au pierdut încrederea în persoanele celelalte sau în realitatea de aia sunteți foarte mult sau foarte multe retrase, izolate, auto-izolate în zona voastră. Dar este această schimbare, realmente această schimbare, mai ales din punct de vedere, să spunem așa, relațional. Pentru că urmează să comunicați. Urmează să comunicați sau urmează să primiți o scrisorică virtuală. Că acum cu scrisorile mai ușor, nu se mai scrie pe vremuri. Of, ce rău îmi pare că nu se mai scrie pe vremuri. Câte scrisori mai scriam? Câte vederi mai scriam în sfârșit? Deci ar putea să fie vorba despre a primi un mesaj de la cineva care să vă schimbe întreaga viziune față de ceea ce credeți voi acum. Și atunci, ceea ce analizați voi, cu ceea ce scrieți voi despre voi, cu ceea ce urmează să se întâmple, o să vedeți ce drum aveți de urmat și nu o să vă vină să credeți. Pentru că această schimbare este una rapidă. Asta mă duce cu gândul la faptul că s-ar putea deja să se fi întâmplat această schimbare în viața voastră și să aveți totuși reticența de a pune un pas înainte, a păși către noi oportunități și pe toate planurile, nu numai pe planul afectiv-relațional. Să vă fie teamă de acele oportunități, de acele propuneri, de acele invitații, de acele etc., etc., etc. Dar ce să vă zic, schimbare, aveți 8 schimbare și în câteva zile prin sau cu ajutorul acestui mesaj. Foarte multă activitate emoțională, berbec leu săgetător, posibil ca semne zodiacale importante, se creează oportunitatea de a găsi o persoană, oportunitatea unei noi întâlniri. 2 cărți cu o persoană grizonată sau șatenă cu ochii închiși la culoare, cu un anume tatuaj, poate pe gambă, un mesaj suplimentar, evident că nu este obligatoriu. O persoană alături de care o să trăiți o perioadă de bine, de frumos, de cald, de abundență emoțională, bucurie, să spunem așa. Este o persoană care cred că este mai mult decât ceea ce vă doreați voi sau mai mult decât v-ați fi așteptat, o persoană pe care nici nu o căutați și probabil că exact în momentul în care nu mai căutați nimic, dar nu numai că nu căutați, nici nu mai vreți nimic, atunci apare această persoană care, ce credeți? Cumva, la distanță, nu o cunoașteți, își pune o dorință, aceea de a găsi o ființă cu care să rezoneze, să fie pe aceeași lungime de undă care să îl scoată sau să o scoată din starea de negativitate în care se află. Este o persoană care probabil suferă exact la fel ca voi sau este o persoană care s-a închis la fel ca voi, numai că persoana asta își pune dorință să cunoască pe cineva. Voi nu vă mai puneți în unele cazuri această dorință. De asta cred că este mai mult decât vă așteptați în ideea în care nici nu căutați persoana respectivă. Însă rămâne frica aceasta de necunoscut. Într-adevăr, există această perioadă de tranziție, de schimbare. Sunteți în plin proces de schimbare, de tranziție, de cunoștință. Se întâmplă mai repede decât vă așteptați, dar rămâne această încă
această insecuritate, această obsesie de a nu repeta greșelile din trecut și cumva refuzul de a cunoaște pe cineva. Acum depinde de persoana respectivă dacă plusează, dacă insistă sau dacă răspunde afirmativ, refuzul răspunde afirmativ, răspunde negativ refuzurilor voastre, adică nu ia în serios refuzurile voastre și insistă. Asta înseamnă că luptă pentru voi și va fi, acum asta este, din partea sa, fie bărbat, fie femeie, va fi nevoie de foarte mult, de foarte multă muncă. Că uite, așa se întâmplă, ceea ce au stricat alții în trecut, trebuie să repare ăștia noi care vin. Ok, hai să vedem acum pentru 35 și 25, cei care sunt născuți în data de 6, 15, 6, 15 și 24. 15, 1 cu 5, 6, 24, 2 cu 4, 6. De 6, 15 și 24, mesaje, recomandări importante în iubire. Ok, nu trebuie să vă gândiți la nimic. O să vedem ce mesaje importante au minunații ghid spiritual pentru voi, cei care sunteți născuți în data de 6 ale lunii, 15 și 24. Uite că au ieșit, deci nu pot să cred. Au ieșit aceleași cărți, dar nu mai știu la ce mesaj am zis. Aici este vorba despre persoane care au trecut rapid sau neașteptat, surprinzător, dar nu e de bine, în trecut, printr-o stare, printr-un refuz, printr-un abandon, prin moartea unei persoane dragi, prin accidentul cuiva, prin părăsire, prin blocaj, în sfârșit ceartă, tot felul de conflicte, divorț, separare, etc. Nu o să insist pe starea aceasta de negativitate să nu scadem vibrația cu aceste etalări, ci vreau să vă spun doar că există această perioadă de eliberare prin vindecare, sau emoțională, fizică, mentală, în sfârșit, sau acea vindecare după o separare sau după un divorț. Respirați ușurați, ușurați, în sfârșit am trecut, m-am eliberat de acea persoană toxică și de tot ceea ce este inutil din viața mea. Sunt în proces de vindecare, nu vreau pe nimeni în viața mea sau mă simt foarte bine în pielea mea. De aceea, uite, nu mai știu la cine a fost mesajul respectiv, au fost fix aceleași cărți. Ideea este că țineți foarte bine în control ceea ce simțiți voi în momentul de față și afișați de față cu colegii sau pe rețele de socializare, afișați o mină fericită. Mă simt bine în pielea mea, mă simt bine acum singur, singură. Sigur că poate să fie o stare de după acea eliberare, o stare care este benefică până la urmă și este foarte ok să vă simțiți bine și chiar este recomandat să stați o perioadă singur sau o singură, nu să vă avântați repede în altă relație, că asta nu vindecă. O mână spală pe alta nu funcționează în genul acesta de relații, mai ales când ne referim la planul iubirii. Doar că după un timp s-ar putea să rămâneți singur sau singură în timp ce ceilalți se duc la casele lor. Și atunci, în momentul în care vă găsiți la voi, în zona voastră de confort singur-singurică, s-ar putea ca acest lucru să nu mai fie foarte confortabil după o anumită perioadă. Și atunci să încercați să nu puneți presiune pe voi, să fiți varianta voastră reală și, dacă se poate, să nu ascundeți ceea ce simțiți, pentru că s-ar putea să intimidați persoanele care vor să facă parte din viața voastră, din viitorul vostru. Voi, prin natura voastră, sunteți persoane impunătoare, persoane foarte puternice, foarte bine, vă aplaud, vă felicit și pentru atitudine. Doar că, la un moment dat, dacă nu este echilibru în această zonă, s-ar putea să speriați pe cei care vor să intre în viața voastră și, în felul acesta, să rămâneți fără opțiuni. Carte care spune să aveți mai multă indulgență față de voi și față de cei care vă înconjoară, să încercați să nu vă treacă opțiunile pe lângă voi, chiar dacă nu vă implicați în această relație, să nu lăsați chiar așa ușor să treacă opțiunile veritabile pe lângă voi. Și mai multă încredere în voi, pentru că, vedeți, s-ar putea să vă puneți niște măști, cum că sunteți în unele cazuri
și mai puternice decât sunteți, dar de fapt înăuntru sunteți dezastru. Știți, este un haos total în interiorul vostru, dar pe afară sunteți debordați de fericire. Echilibru în tot și toate. Viitorul sună bine din punctul acesta de vedere. Uitam să spun că eu știu ca o deschidere fizică, ele, șatenuțe blânduțe cu ochi albaștri și ochelari, tot așa rame din acestea cum am eu, mesaj strict suplimentar. Persoane care stau foarte bine din punct de vedere material, poate și au un job care le permite să își facă tot soiul de cadouri, cadouașe, dar aici tot așa o recomandare din partea ghizilor spiritual. Aveți atenție cât produce și cât cheltuiți, pentru că în această stare de eliberare profundă și de vindecare, tentația este de a vă face și acele plăceri de care nu aveți nevoie. Am zis, în sfârșit, oricum terapia din prin shopping este ok, dar tot așa, până la un moment dat. Spuneam că viitorul sună bine, aveți cartea îndrăgostiților, n-aveți de ce să vă temeți, doar că în unele cazuri s-ar putea să aveți și niște aventuri, experiențe chiar de o noapte. Să fiți ușor nesăbuiți în a consuma niște relații pe repede înainte pentru a vă satisface ego-ul. Ne sunt și pe aici și probleme de ego. Dar multă pasiune, multă dorință, mult în unele cazuri, în sfârșit, deci în unele cazuri, și multă conexiune cu persoane de sex opus. Conexiune, conectare, dar sunt persoane, cum să vă zic, aici doar să aveți puțin tel atenție, că s-ar putea să intrați într-un soi de relații alături de persoane cu care nu vreți să aveți o finalitate. Și atunci s-ar putea să vă legați energetic foarte tare prin intimitate, s-ar putea să vă legați energetic de aceste persoane și să nu prea mai scăpați. Și voi s-ar putea să fie necesar să faceți niște curățări și niște purificări. Ok, la minutul 41-45, cei născuți în data de 7 ale lunii, 16 și 25, deci avem 07, 1 cu 6, 16, 7, 2 cu 5, 7, facem și matematica acum, dar reiau tocmai ca să nu pierdem din vedere aceste date. Deci spuneam 7, 16 și 25, mesaje importante, mesaje cu o încărcătură generală, colectivă, de aceea nu v-aș sfătui să preluați ad literam aceste mesaje, ci doar acelea cu care credeți că rezonați și cu care sau care vă ajută să aveți, eu știu, un tablou cât mai clar asupra situațiilor personale. Mesaje pentru cei care sunt născuți în 7, 16, 25, dacă unul din planuri este, mă rog, evident, voi insista cu clarificări, etalarea este pentru planul iubirii, trecut, prezent și viitor. Ei bine, și la voi există o eliberare, dar voi s-ar putea să părăsiți pe cineva, să vă eliberați de cineva prin faptul că îl părăsiți sau o părăsiți după caz sau tăiați orice legătură cu această persoană care sau pe care o considerați toxică sau vă eliberați dintr-o relație toxică, vreți acest lucru și să deveniți independentă, independent emoțional, pentru că această relație posibil să fie trio, poate să fie pătrat, amoros, în sfârșit. Dar nu asta contează, uite, avem și un B aici, contează că vă doriți foarte tare să vă încărcați bateriile, să vă încărcați cu energie bună, pentru că parcă v-a secat această relație toxică. S-au fost foarte multe perioade sau a fost o perioadă îndelungată în care n-ați putut să rupeți aceste lanțuri. Vă gândeați la această persoană, vă ținea în energie și cred că cu efort, cu sacrificii și cu forță puteți să vă rupeți și chiar în unele cazuri și faceți sau este de indicat, pentru că tot vorbeam de recomandări din partea Universului, să vă eliberați și să deveniți independenți emoțional, independente emoțional de un trecut, de o situație care conține o relație bolnăvicioasă sau o persoană toxică, o relație toxică pentru că vă afectează din toate punctele de vedere. Sigur că voința până la urmă vă aparține. S-a abuzat și se abuzează destul de mult de voi. Din punct de vedere emoțional, persoana aceea s-a hrănit cu
cu energia voastră. Va subt de energie, fără doar și poate, gândindu-se mai mult la ea. Persoana aceea a avut doar beneficii și avantaje de la voi și a abuzat de bunătatea voastră și de flexibilitatea voastră și de maturitatea voastră. Da, probabil că acum chiar m-a auzit în cap și a bătut joc. În sfârșit, lăsăm la o parte aceste expresii dure și nefericite, ne concentrăm pe faptul că partea voastră de poveste este cea reală, spun ghizii spirituali în transmisă, vă transmit. Partea voastră de adevăr este cea care ar fi necesar să conteze în momentul de față pentru voi, ca lucrurile să se echilibreze și să progreseze, să evolueze frumos, pentru că avem și acest 6 de monede care ne spune că lucrurile se echilibrează, inclusiv din punct de vedere financiar. Apoi, dacă omul nu vă mai cere bani într-una, dacă nu mai are avantaje financiare, vă echilibrați și vă reveniți din punct de vedere financiar, fie că sunteți bărbați, fie că sunteți femei. Apoi, dacă lăsați această relație toxică și fiecare îți vede de viața sa, mai ales dacă sunteți bărbați și va trebui să vă duceți tot timpul fiind la distanță la acea persoană, vă sporiți cheltuielile pentru că nu mai băgați motorină și nu mai cheltuiți banii pe la restaurante. Așa, ca să mai înveselim atmosfera. Deci vă reveniți din punct de vedere financiar, că poate, cine știe, acum e de bărbați. Voi, doamnelor, poate vă concentrați mai mult pe aspectul acesta financiar, muncă, și produceți mai mult. Pentru că nu are sens să mai împrumutați cu bani persoane care, până la urmă, doar de asta v-au ținut în anumite situații. Deci evoluție, progres, echilibrare din punct de vedere emoțional la voi și financiar. Deci există și partea aceasta financiară, o simt în situația voastră particulară. Deci ceva pierderi de bănuți ați avut și pe aici. Sau, mă rog, la nivel investițional, așa. Investiție emoțională sau financiară îndreptată unde nu trebuia. Ia să vedem ce se întâmplă în viitor. În viitor... Viitorul sună bine, uite că vine cineva și vă oferă ceva, vine ca o ofrandă, din câte văd eu. O situație de parteneriat, probleme de parteneriat cu jalba în proțap vine. Acum, ceea ce pot să vă spun și nu știu dacă vă face foarte mare plăcere este că s-ar putea să se întoarcă exul. De asta și ghizii spirituali insistă foarte tare pe eliberează-te și devină independentă, independent emoțional. Pentru că persoana asta s-ar putea să nu prea dea drumul pentru că are aceste avantaje. Dar vine cu o ofrandă, cu o împăciuire. Mea culpa, mea culpa, creanga de măslin în cioc, știi, iartă-mă băieți, știi, dar... Aici s-ar putea să aibă legătură cu paternitatea. Acum, dacă aveți un copil cu această persoană, mai greu să scăpați foarte ușor. Mai ales dacă sunt și niște procese pe rol, pensie alimentară sau poate să fie vorba despre... împărțire de bunuri, partaj, etc. Hai să cădem la învoială, hai să... ne vedem de treabă, să trecem peste, că vom echilibra, ne vom echilibra din punct de vedere financiar. Dar vedeți că are niște niște gânduri ascunse vis-a-vis de bănuți. În momentul în care îi se taie robinetul, e jale. Și atunci nu prea poate să își permită chestia asta. Să dea drumul unei văcuțe de mulți, știți, emoții și sentimente sau bănuți, depinde de situația particulară. Deci s-ar putea să fie vorba și despre părințeală, acum, grosomodo, că poate să fie și bărbați, poate să fie și femei. Și fiind la mijloc aceste detalii, paternitate, maternitate, de asta cred că s-ar putea să revină în viața dumneavoastră această persoană, dar inflexibilă. Este clar că, cum să vă zic, vine cu o ofrandă de împăcare, dar să faceți ca el sau ca ea.
Adică, ok, vin, mă împac, găsesc o soluție. Tot eu am găsit, dar știți cum este? Tot eu sunt cel care am găsit sau cea care am găsit soluția. Adică, vin, vreau să mă împac cu tine, dar tot dreptate, tot eu am. De asta, minunații ghii spirituali spun că singurul adevăr este al tău. Deci, mare atenție. Atenție la neatenție. Ok, ia să vedem minutul 49 și 56. Cei născuți în data de 8 ale lunii. 17 și 26. Deci avem 1 cu 7, 8, 2 cu 6, 8. Este o etalare care se adresează persoanelor născute în aceste date. Este o etalare care vizează în special planul iubirii, recomandări din partea ghizilor spiritual, cum ați văzut, dacă ați avut curiozitatea să vizitați și celelalte date. Mesaje importante, recomandări din partea ghizilor speciali, ghizilor spirituali pentru voi. 8, 17, 26. Voi bucurați-vă că mintenași veți avea parte de terminarea unor situații în viața voastră, că situații personale, că situații pe la muncă sau la examene, orice fel de examene, inclusiv medicale, bucurați-vă pentru că se termină o perioadă cu bine. Ați trecut cu brio testul, ca să spun așa, chiar și în viață. S-ar putea să urmeze o perioadă foarte faină pentru cei născuți în aceste date, 8, 17, 26. O să mă uit și eu la data mea, că uite, nici n-am... nu știu ce am zis. Vi se recunosc meritele din toate punctele de vedere, că aveți un proces pe rol, că aveți un proces de partaj, că aveți un conflict de muncă, că aveți un conflict în relația cu partenerii voștri, copiii voștri, nici nu mai contează ce. Toată lumea o să spună a avut dreptate. Și atunci urmează și marea bucurie. Este ca un fel de în sfârșit am reușit. Știți? E așa, similar cu un triumf pe care îl aveți, ca o alegoric. Un triumf pe care îl aveți pentru faptul că vi se dă totalmente dreptate și finalmente ieșiți la lumină. Ieșiți din umbră. Veți străluci mai mult decât niciodată. Progres, evoluție, perspectivă, intrați într-o nouă etapă a vieții voastre pentru faptul că v-ați învățat lecțiile. Voi v-ați învățat lecțiile și vă așteaptă o mutare semnificativă în viață cu această nouă etapă în care aveți câștig pe toate planurile. Haideți să vedem acum că vorbim și despre, au ieșit foarte multe, despre planul iubirii. De acum o să știți pe ce cale o să luați. Cum v-am zis că este o, cum să vă zic, o mișcare pe care o faceți, wow, o mișcare nebunească, o mutare. Nu știu, mi se pare că vă mutați cu cineva, vă mutați în altă țară, vă luați un serviciu în altă țară, aveți, eu știu, o nouă relație în care vă și mutați cu persoana respectivă, adică aparent nebunesc. Și aici este o recomandare din partea ghizilor spirituali să nu fiți nesăbuiți sau nesăbuite. Să vă aruncați prea repede cu capul înainte într-o relație. Sigur că bucuria este mare, sigur că bucuria revenirii unei persoane în viața noastră este mare, doar că un pic de echilibru nu ar strica. Să fiți un pic mai rezervați din punct de vedere al împărtășirii sentimentelor sau reîmpărtășirii sentimentelor și, dacă se poate, să fiți un pic mai vigilenți cu ceea ce se întâmplă în următoarea perioadă în viața noastră personală, pentru că s-ar putea să există aici o doză de naivitate, dar nu spun eu. Există mesaj în această, carte, deci o să fie, este o doză de naivitate. Sigur că această inocență este un dar rar pe care foarte mulți nu-l mai au. Doar că poate să fie interpretat greșit de persoane care ar putea
să nu vă valorizeze. Să-i placă de voi, să fie atrase de voi, să se îndrăgostească de voi, dar să fie așa pe o perioadă scurtă. Să nu poată să împărtășească din nebunia voastră, pentru că voi sunteți puțin nebunatici, așa mai zăpăciți, cum se zic, știți, zăpăcite. Și atunci s-ar putea să nu împărtășească același nivel de trăiri. Și să plece sub o formă sau alta și voi rămâneți cu sentimentele pe tavă, știți, aruncate din prima pe tavă. De aceea este bine să puneți puțină frână. Adică, dacă vă vine o idee de genul, l-am cunoscut, m-am măritat a doua zi cu el sau cu ea, încercați să nu faceți lucrul ăsta. Să treacă ziua respectivă, că puteți să vă măritați și în a doua zi, a treia zi. Deci, în momentul când vă vine nebunia, să o țineți puțin în frâu. Măcar să treacă apogeul acestor trăiri. Să nu fie în impuls, să nu luați decizii sub impulsul momentului. Să vă țineți un pic în frâu emoțiile și sentimentele. Să vă puneți puțin pe modul așteptare, să strângeți un pic mai multe informații. Sigur că v-ați putea să spuneți, ok, pe așa am făcut în trecut și ce am avut și ce am pierdut. Acum asta e, mă arunc și voi vedea eu ce. Vă prinde universul fără doar și poate, însă v-am spus să nu profite alții de naivitatea voastră. Persoane roșcățele, ochii închiși la culoare, mai multe riduri în jurul ochilor, la doamne în special, dar și persoane brunețele cu ochii închiși la culoare, tenul măsliniu, gura mai mare, așa, mai proeminentă. Energii mature, energii feminine mature, dar care sunt foarte la modă, așa. Deci chiar dacă sunt energii mature feminine, sunt foarte, cum să zic, nebunatice, vă zic eu, dar așa, în pas cu moda. Nu găsesc acum termenul, în sfârșit. Viitor, ce să vă zic, acum este vorba despre posibilitatea, deci sunt două lucruri. Depinde de voi, în funcție de ceea ce am zis mai devreme. Deci, dacă nu vă puneți în frâu un pic căluții și lăsați această naivitate, de exemplu, inocență, să preia controlul, există posibilitatea unui colaps financiar, asta în cazul în care vreți să vă investiți banii pentru că ați găsit o oportunitate și credeți că l-ați apucat pe doamne de picioare. Așteptați un pic, revizuiți și apoi vă investiți economiile și bănuții. Nu vreau să vă sperii. Este doar o recomandare să nu acționați sub impulsul momentului. Dacă este vorba despre o relație și vi se pare că, wow, nu trebuie să-l scap din mână, sub nicio formă, nu trebuie să-l scap, acum mă mut cu el sau cu ea, la fel, sau acum sunt în stare să zbor peste Everest, tot așa, la fel, încercați să nu acționați sub impulsul momentului. Pentru că posibil să existe dispute, să existe tot soiul de conflicte, certuri și să se rupă din fașă. Dacă vreți să luați o hotărâre sub impulsul momentului în ceea ce privește familia voastră, de exemplu, renunți la familie pentru cineva, mai abitir, nu faceți acest lucru, adică încercați să nu luați hotărâri pripite. Despre asta este vorba, momentul în care aveți parte de această mare și imensă schimbare uriașă fericită. Dacă rezistați impulsului momentului, aveți parte de abundență emoțională, de schimbare uriașă fericită și în finanțe, ia uitați ce bucurie, ce moștenire, ce securitate financiară și în familie și în relații și wow. Deci la voi este foarte simplu. Nu vă aruncați cu capul înainte pentru că se abuzează de această inocență, lumea profită de această inocență și lucrul ăsta duce către ce duce. Dacă rezistați impulsul momentului, extraordinar. Pentru 59.05, cei născuți în data de 9.18.27. Și avem așa. 9, 1 cu 8, 9, 2 cu 7, 9.
Aici cred că am uitat eu să mai pun niște... Dar o să revin la momentul respectiv. Deci 9, 11, 27 ale lunii. Acum nu mai știu cum este luna februarie, dar oricum am, cred că am calculat, am pus tot ce trebuia, sau mă rog, aici sunt niște date, dar, bă, da, cred că le-am pus, nu? 30-31, bă, da, le-am pus la 4, 3 cu 1, 4, mă speriasem. Dacă n-am făcut bine, avertizați-mă și reiau. Dar nu cred că așa le-am pus pe toate. 0, 1, 10, 19, că aveam aici, deci după 27, 2 cu 7, 9, aveam 27, 28, 29, 30, 31, dar le-am pus primele, prin calculele făcute. Ok, deci 9, 18 și 27, mesaje importante în planul iubirii, dacă unul din planuri se evidențiază, voi insista ca și la celelalte mesaje cu clarificări. Pentru voi, cei născuți în aceste date, protecție, protejare, securitate. Aici este vorba despre o diferență de vârstă între voi și o anumită persoană care se comportă cu voi ca și cum ar fi mama voastră sau tăticul vostru, sau o persoană care are grijă de voi. Poate aveți voi în grijă pe cineva, în sfârșit. Dar aici este vorba despre voi, ca sensibilitate, ca stare, ca ceea ce arătați voi. Posibil să fiți într-o relație cu această persoană sau există varianta să intrați într-o relație cu o persoană matură sau care dovedește foarte multă maturitate prin experiența sa bogată personală și profesională. Este o persoană de succes, cum spuneam, și foarte practică. O persoană care își va pune foarte tare amprenta pe dezvoltarea voastră, emoțională, cel puțin. Pentru că parcă l-ascultați așa sau o ascultați. Pe cât este de dură, pe atât este de sensibilă. În orice caz, este vorba despre a învăța pe cineva să lupte cu viața. Nu poți să cocoloșești tot timpul un copil. Este imperios necesar să facă față experiențelor sale. Ok, ești acolo să îl îndrumi, să-l ajuți, dar nu să îi iei din față lecția, experiența. Ca așa cum spuneau bătrânii noștri, învață să pescuiască, nu-i pune peștele în farfurie. Cam așa este și cu această persoană, cu această ființă, sau poate că voi ați fost acele persoane care ați învățat la rândul vostru pe cel sau pe cea la care vă gândiți multe lucruri. Sau s-a dezvoltat emoțional, personal, datorită ajutorului vostru, companiei voastre, iubirii voastre, susținându-l, susținându-o, apărându-l, apărându-o. Doar că la un moment dat, cel puțin din partea voastră, s-a făcut un pic mai super protectiv. Adică ați luat asupra voastră mult mai multe lucruri. Ați fost ca mămica aceea sau ca tăticul acela care vrea să protejeze și să ia asupra lui absolut tot sau asupra ei absolut totul. Dacă nu, sunt șanse foarte mari să cunoașteți o persoană cu diferență de vârstă sau să fi cunoscut în trecut o persoană cu diferență de vârstă, de la care posibil să-mi fi învățat destul de multe lucruri. Exact ce spuneam. Este vorba de a avea grijă aici. Foarte multă grijă, foarte multă așa, cocoloșire. Persoane grizonate cu ochii negri, pe obraj, ori un semn distinctiv pe unul dintre obraj, sau s-ar putea gropițe, sau în barbă, sau în lateral. În egală măsură poate să fie vorba și despre, tot spuneam ca un mesaj pentru cei care sunt născuți în aceste date, 9-18-27, să nu aibă legătură neapărat doar cu planul acesta relațional, iubire. Poate să fie vorba chiar despre o legătură între mamă-fică aici. De rezolvat un conflict între mamă și fică, fie că sunteți voi, fie că aveți voi un conflict cu persoane pe cale maternă. Pentru că aici este vorba despre
Cineva care te-a făcut mare, care te-a făcut neînfricată, neînfricat, care te-a crescut. S-ar putea să existe varianta să afli niște secrete. Rezolvarea unui conflict cu părinte, rezolvarea unui conflict cu o persoană matură. Îi recunoști meritele sau este imperios necesar să îi recunoști acele merite? Dacă ai această înclinație de a-l vorbi de rău sau de rău, mult spus, de a, nu știu, a vorbi nepotrivit de această persoană, fie că a plecat, fie că a abandonat, fie că a avut motivele sale, fie că este un conflict. Nu vorbi niciodată despre cineva și apoi să îți pară rău. Că poți să vorbești cu colega ta, poți să vorbești cu prietenul tău sau viitorul tău soț despre o persoană din trecut care până la urmă a avut grijă de tine. Deci să-i recunoști cumva meritele astfel încât să nu te împotmolești în evoluția ta spirituală și să nu îți faci karme. Deci să nu începi să... Atenție la tot felul de bârfe, bârfulițe, discuții despre persoane care cărora este mai bine să le recunoști meritele. Uite. Persoane care au avut grijă de tine. Ok. Încă două cărți. Sau probabil că există o perioadă de maturitate, maturizare în ceea ce vă privește, în momentul în care accepți faptul că ai avut susținători în spate, poți să evoluezi și în carieră, și în viață, și sentimentală. Avem și persoane cu bărbiță, cu ochii mai măricei, vreau portocalii căprui și cu chelie, bărbați, de exemplu. Persoane care, cu care este posibil să intri în contact pe la serviciu sau prieteni, de exemplu, cine știe. Poate să fie vorba despre o persoană de care nu neapărat că îți place foarte mult. Văd și o persoană cu ochelari, părul deschis, ochelari, rotunzi. Poate să fie o persoană care are un business, poate să fie o persoană care este, din punct de vedere al jobului ierarhic mai mare, angajator, angajatoare în sfârșit. Deci pe acolo pur să fie potent material în sfârșit, pe care urmează să-l cunoști, de care nu o să-ți placă neapărat la început, dar sau dacă ai cunoscut această persoană, cumva ești așa în... la răscruce de drumul, pentru că nu știi ce să faci. Mai ales că tu tot timpul deții controlul. Vrei să ții controlul unei relații. Și nu prea ai control asupra emoțiilor tale. Sau nu vei avea control asupra emoțiilor. Și tendința este de a pune capăt. Mai ales dacă ești din zodia Gemeni, balanță, vărsător. Ți-e frică să iubești, ți-e frică să te introduci în relații noi, mai ales dacă ai vorbit foarte mulți ani cu o altă persoană sau ai fost căsătorit cu o persoană sau cineva care a avut grijă de tine, că tot fac legătura cu partea primă. Mi se pare că ți este foarte greu, mai ales după un divorț, de exemplu, după 25 de ani, 22, 27 de ani, 14, 17 ani, există acea greutate de a te implica în noi relații. Și de asta tendința este de a fugi cât colo să... iubești, că dacă tu nu mai ai control, atunci tendința este să nu te introduci în astfel de relații. De aceea sunt multe persoane care se află cumva la răscruce de drumuri, evitând pe cât posibil persoane noi, situații noi, relații noi. Însă va trebui să faci o alegere. În niciun caz să deții controlul. Lecția atașamentului, vedeți, mai ales dacă sunteți gemeni. Balanță, vărsător. Lecția atașamentelor este foarte, foarte mare. Deci, nu știu, v-am zis și vărsătorii la fel. Văd niște ochelari mari, așa. Control. Autocontrolul emoțiilor voastre. Sunt foarte multe persoane care deja proiectează în viitor, trăiesc în viitor în loc de prezent. Proiectează tot. Am opțiunea asta, trebuie să iasă așa.
am business-ul ăla, păi eu îl văd așa, dacă nu-l văd așa, înseamnă că nu iese, eu mă gândesc. Și atunci se sar niște etape. Da, uite că este această persoană care poate să fie un bun partener de afaceri, un bun partener colaborator sau poate să fie vorba chiar despre o relație nouă cu o persoană care nu numai că se introduce în relație cu tine și există șanse mari să te susțină. Nu-ți place neapărat de el, dar este o persoană bună, caldă, profesionistă, care te poate ajuta nu numai sentimental, dar și cu business-ul tău. Și care tot ce e al său e și al tău. Cam atât. Mulțumesc, dragii mei, că m-ați urmărit, că ați stat până la sfârșit. Dar v-am spus, în etalarea generală aveți acolo tot ce vă trebuie. Vă pup, vă iubesc. Pe data viitoare, numai bine. Pa, pa!